Hei, 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 bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din The Hunter Call of the Wild. Da, dragii mei, sunt pe aceeași hartă, Savana scrie pe noi și căutăm și noi un trofeu. Mi-a rămas salvat, curios cum de... Dar mi-a rămas salvat de unde am rămas, ceea ce e bine. Acum sper să și reușim să avem ceva mai mult noroc, pentru că ați văzut și voi data trecută, am găsit leu acela, dar l-am găsit foarte greu și nu cu ajutorul urmelor sau a sângelui, ci pur și simplu din intuiție, ceea ce nu prea ne face cinste. Sincer să fiu, ce face ăla acolo, mănâncă, ce face? Cred că mai bine bag 2, 4, 3 și vă spun și de ce. Am cartușe polimer, care, din punctul meu de vedere, sunt... Ia uite. Din punctul meu de vedere, sunt ceva mai bune. Aș putea să trag. Și trag, bineînțeles. Dacă tot suntem... La capitolul ăsta am făcut belea aici. Mai avem un cartuș pe țeavă și nu putem să nu îl folosim. Am avut 3 exemplare aici. Cred că unul deja e mort. Cred că își face treaba aceste cartușe polimer. Sunt până acum am avut soft, dar am reușit și mi-a cumpărat. Opa! Tu ce faci mai aici? Bă, băiatule. Cred că te-ai buguită. Pe bune? Mamă, dar ce ți-am dat? Nu am pistolul ăla. Aș fi putut să trag și cu pistolul, sincer să fiu. Da. Ia să vedem. Mori. Mamă, cât am dat eu. Hai mă, nu mai mori, serios acum. Uite-ci. Opa. Am auzit ceva în spatele meu. Din păcate văd că nu reușesc să-l pun jos. Uite mă că a căzut. Mamă, mamă, am un drop frame pentru că randez acum. Nu e cine știe ce. Uite că am luat bronzul ăsta. Uite cât am dat în el. Primul degeaba. 0% damage. Incredibil, dar adevărat. Abia al patrulea. Am reușit să-l dau și eu ceva mai bine. Și fii atent că am făcut treabă și cu... Am dat mai mult cu pistolul damage decât cu 2, 4, 3. Ești nebun la cap. E incredibil. Ok. Cât avem? Ce scor avem, mă? Stai că nu mai... Pe... Ce era, mă? Că nu mai știu, mă. Aoleu. Nu mai știu pe ce era. Ba da, mă, pe ei. Dar nu mi-arată, mă, că acum sunt pe single player. Ok. Hai să mergem jos aici. Aici am făcut 3. Hopa! Ia uite, bă, ce se plimbă ăștia pe aici, mă. Bă, băiatule, bă. Avem Strativarius-ul și... Ia uite, ia uite, 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 uite. Ăla e mort sau? Nu e mort, mă. Ah, nu pot că sunt obosit. Nu pot să pun ținta pe el. Ești nebun? Nici nu l-am... nici nu l-am gândilit. Acum l-am atins. Mamă, bă, dar n-are de gând să moară, mă. Ok. Păi bine, mă, bobiță, dar ți-am dat atâtea cartușe. Trec toate cartușele pe voi, să moară Jana, dacă nu. Bun. Mamă,
Data trecută mă plângeam că nu am, că nu găsesc și fie antena acum din prima, papac lângă mine. Vă zici că le-am pus eu cu mâna. Mergem după ăla din deal, pentru că aici, ia uite ce am făcut aici. Hai că am dat lovitura, ești nebun. Așa da, mă, îmi place The Hunter. Păi, ești nebun ce am făcut acolo. Hai să vedem aici ce am făcut cu șmecherul ăsta. Just now, vital organ head. Asta ar trebui să-l găsim repede. Pentru că am dat bine tare în el. V-am spus că polimerul ăsta face minuni. Și când spun că face minuni, chiar face. Cartușele astea sunt foarte bune. Nici nu mă aștept să nu-l găsesc, sincer să fiu. Zice very low. A, înseamnă că era altul acela care am dat. Ok, nu contează. Totuși ar trebui să îl găsim, pentru că am tras destul de bine în el. Ei, ce ai făcut? Aha, ai fugit în zigzag, nebunule. Ia uite-l, l-am găsit. L-am găsit. N-ai plecat tu prea departe. Bronz 490, un singur cartuș tras foarte bine. Distanță 120 de metri, cam 150 de metri merge cu 243-ul. E bine, am adunat bănuți, hai să mergem înapoi. Level up, am mai urcat un level, avem level 3. Hâți, Johnule, hâți, bă, așa-mi place, mă, așa da, mă, așa da. Mergem să culegem și ce mai avem pe acolo. Păcat, de ce nu mi-arată? A, uite, mă, că mi-arată, mă, nu știam eu pe ei, mă. Uite, avem scor 975, level 3. E bine, mă, e bine, mă, bobiță, mă. Ia să vedem cu arma cealaltă cum stăm. Mai avem ceva cartușe. Nu prea am bănuți, dar acum la ce am făcut acolo jos, mă aștept să se adune money, money, money și să mai creștem, bineînțeles, și în level. Pentru că putem. Ia uite ce e acolo. Hei, 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 surpriză. Totuși ar trebui să nu mă grăbesc. Acolo e casa. Bun, dar eu eram în vale, undeva pe acolo. Trebuie să mergem să luăm acele trei exponate, să spun așa. Acele trei trofee, dar un pic cu grijă, pentru că avem acolo sus, nu? Ar fi păcat să le pierdem. Avem două exemplare. Bunicele, zic eu. Hai să punem un pic binocleu pe ele. Asta e porc mistreț. Bă, ești nebun. Păi da, nu dau eu un porc mistreț de aici. Ia. Nu era porc mistreț ăla, da, în fine. Deci ăla, dacă era porc mistreț, eu îmi tai șurubul și îl dau la căței. În fine, am tras, gata, ce mai contează? Hai să vedem aici care e treaba, trebuie să fie la Greuceanu aici. Ia uite, ia. E, hai. Da. Ți-am dat și ție, dacă tot m-ai cerut. Ia uite ce e aici, băbiți. Mamă, ce e aici? Ești nebun la cap. Bă, nebunilor, ia uite, bronz. Zang bănuții la băiatul. Zang bănuții la băiatul. Zang bănuții la băiatul. Silver, what the? Ce vorbești, bă, băiatule? Mai este vreo urmă de sânge pe aici? Să mai fie vreunul? Bă, nu fă urât că vin la tine, bă. Bă, nu mai e nicio urmă, din câte observ eu. Nu cred că am tras mai mult de 3 pe aici. Aș putea să mă uit totuși un pic. Bă, da, am tras bine.
Ia uite, scor acolo 2849. Hei, hei, hei. Hai că e bine. E bine de tot. Îmi arăta când am pus ținta acolo pe el, îmi arăta îmi arăta că e porc mistreț, dar s-a dovedit a fi altceva. Eu asta am văzut, altceva. Ok. Hai să vedem dacă găsim aici ceva, că am tras în două bucăți de căprioare sau ce-o fi fost. Ceva. Hei, hei, hei. Mă duc așa încet, dar mă duc degeaba, că tot mă simte. Eu trebuia să mă urc undeva pe o culme așa să-i dau. Dar unde? Că până ajung în deal... Aolă, mama mea! Suntem cu 2-4-3, eu. Rămânem cu 2-4-3. Avem cartușele alea polimer, care, ați văzut și voi, nu prea ne-au făcut de rușine. Mamă, dar ce unghie murdară am, bă, mai spală-te pe mâini, bă. E bine. E bine, bobiță. Tura asta chiar ne-a mers bine, ne-a mers din plin. Hai, un pic mai sus și cu ochiul pe lunetă, cum l-ai prins, cum i-ai dat. Stegulețul. Ok. Dar puteam să jur că sunt doi aici. Oricum mă duc să văd urmele că am tras. Opa! Ăsta e mort. Ok, și care răgea pe aici? Care făcea scandal aici? Ăsta, mă? Mortul făcea scandal? Mi se pare mie sau acolo avem ceva? Pe bune? E mort și ăla, mă. Bă, i-am omorât pe amândoi. Și de ce? Care făcea scandal aici? Sau e piatra aia, mă? Nu, mă. Nu, mă, trăiește ăla, mă. Hai, mă, pălași. Pe bune? Ia uite, mă. Păi de ce nu fugi, mă? Da, așa că l-am luat pe ăsta. Bronz. Să fie primit. Să fie primit. La 150 de metri am dat ăsta. Ok. Și ăsta a căzut aici. Ha-ha! Bă, da, ce s-a dus. Bă, da, ce s-a dus. Două cartușe. Bang, bang. Bronz și ăsta. La asta am dat 3 bomboane, am dat. De la 128 de metri, 62, 60. Am înțeles. Ok. Prima lovitură a fost praf. Bă, nu mă concentrez deloc. 3911, ești nebun în 14 minute. What? Ce e acolo? Am găsit ceva la copac. Ba nu. Am crezut că e o căprioară ceva de aia mică. De aia care țopăie, știți voi. Ok. Bă, dar mi-a dat ceva pe lângă casă pe aici. Mi-a dat un pic pe lângă casă. Dacă tot suntem, hai să ne facem fulul de cartușe, că e de belea. Astăzi suntem pe bulan. Astăzi, tată, facem treabă.
Da, nu mă așteptam, sincer să fiu, la ce partidă de vânătoare am avut rândul trecut, știți voi, cu leu, care l-am găsit la sfârșit. Chiar nu mă așteptam. Și da, astăzi am văzut că urmele de sânge apar. Bă, nu știu, să fie primit, zic. Hai să mergem să vedem ce producem aici. Mă întreb oare cât o fi ceasul. Sper să nu se înopteze. Ok, ia să vedem. Hai să mai cumpărăm muniție. Bineînțeles, vreau polimerul 243. Avem 2558, am urcat de la 1000 și ceva, iar experiență 11.000. Cumva ne-a dat drumul și la polimer Stradivarius. Cumva, printr-o absurditate. Mă întreb. Nu chiar. Uite că mai avem un pic până la 12.000 ca să deschidem. Ia să vedem totuși. Totuși. Ia să vedem. 270 polimeri. Nu, nu, nu. Nu ne-a dat drumul. Nu ne-a dat drumul. Am rămas încă la soft. Nu. O să cumpărăm doar polimerul 243. Are penetrație mai mare ca 270. Uite, penetrație de 17. Să fim sinceri, păi nu se compară. Așa că luăm polimerul 243, încă două. Ca să avem 40, nu, ajunge, ajunge, ajunge. Gata că am mai luat. Gata. Gata că am mai luat și după aceea, hâț, Johnule. Ia uite, ia uite, ia uite, uite că suntem full bobiță. Bun. E bine că ne-am făcut și plinul. Mergem într-acolo. Mergem într-acolo pentru că nu ne bate vântul. Da. Băi, nebunilor, bă, da, ce cât noroc, bă, să avem acolo, auzi, o ciriadă de capre. De țap din ăștia. Ia să punem și un binocleu. Și cu ochii pe ele. Nimic, nimic, nimic. Bine, pe aici am fost și am făcut curățenie odată. Dar nu strică să mai ne uităm. Corect? Pe acolo am fost. Mergem așa. Așa să mergem să vedem. Opa! Ce e acolo, tată? Ați văzut? Se mișca o coadă acolo. Acolo e ceva. Acolo e ceva, ia să fugim noi. Ia uite câtă coadă are. Băi, ești nebun, ce e ăla, mă? Băi, ești nebun la cap. Stai că am pierdut. Am dâmbul ăsta în față și de asta. Ok. A, uite-o. Cum, bă, poți să... Ei, hai. Ei, hai. A plecat. A plecat și nu pot să trag de aici. Degeaba trag. A, uite-o ea. Nu. Cred că am nimerit-o. Nu cred că am nimerit-o. Hai să vedem. Hai să vedem. De tras am tras, nu știu dacă am nimerit ceva. Se vedea oarecum un pic așa după copac, știi? Totuși, cred că am nimerit-o. Am eu așa o intuiție că am atins-o. Ia să vedem. Momentul adevărului. Da. Da, am atins-o.
chiar am atins-o. Very fresh, just now, non-vital, organ, hit. Da, normal că nu puteai să spui altceva decât asta. Non-vital, organ, hit. Ok. Hai să vedem dacă și reușim să-l găsim de data asta. Am tras un singur cartuș. Distanța, destul de mare distanța. Și urme Nema pe aici. Văd aici o urmă. Ok. Aoleu. Păi voi ce faceți, mă? I-am dat la asta. S-aude un leu. Se auzea un leu aici. Pe bune că se auzea un leu. Hai să încărcăm arma și să vedem dacă găsim urma de sânge. Uite că am găsit-o aici odată. Mai avem o urmă aici. Am senzația că o să se întoarcă acele capre care au plecat la deal. Uite ce urmă mare de sânge acolo. O să ne întoarcem după urma asta. E destul de mare. Uite. Ați văzut? V-am spus. Ia aici. Ce m-a speriat, am crezut că mi-a zis cineva. Ok, nu mai găsesc urma asta care am venit eu după ea. Nu mai găsesc urma asta după care am venit. Se aude un leu pe aici. Pe bune? Păi jur că vin. Am 5 cartușe pe țeavă. Tu știi cum le dau? Ca mitraliera le dau. Da, e clar că pe ăla l-am pierdut, ăla care a venit cu el pe urmă. Se aude ceva rumegând pe aici sau nu știu ce. Auziți și voi sau aud numai eu? Mamă, dar ce... Nimic și totuși aici am auzit sunetul foarte, foarte dens.
Nu mă ridic în picioare pentru că risc să-l sperii. Ce vorbești, bă, ce m-a speriat, s-a ridicat părul pe mine, ești nebun? S-a ridicat părul pe mine, uite-l și ăla era dincolo. E incredibil. Mi-a dat și creșul ăsta, m-am speriat de fentanyl. Doamne, e incredibil. M-a omorât leu. Bun, dragii mei, ne oprim aici astăzi. Am avut o partidă bună. Sincer să spun, păcat că nu am reușit acolo să materializăm urmele alea de sânge, dar promit că data viitoare îmi dau tot interesul. Dragii mei, nu uitați like, share, subscribe și bineînțeles ucideți clopoțelul pentru notificări. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei, până data viitoare, numai bine, la revedere!